Și mergem, doamnelor și domnilor, la penitenciarul Rahova, acolo unde, în urmă cu foarte puțin timp, Radu Mazăre s-a căsătorit cu Roxana. Declarații. Atâta timp cât stă 9 ani arestat pentru nedreptate. Ești supărată cumva? Nu sunt supărată. Ne poți arăta verghetele că ne-ai promis? Și certificatul? Nu. Chiar rochie, verighete. Vă rog frumos, cancan, rochie, verighete. Chiar nu fac sens, având în vedere situația, da? Mulțumesc frumos. Ce a însemnat acest moment? Ce înseamnă? Un moment de suflet, atâta tot. Aveți grijă. Dar de ce ești supărată? Nu sunt supărată, dar vă rog frumos să mă înțelegeți. Pentru că nu este un moment de cancanuri. Dar nu e vorba de cancan, voi sunteți persoane publice și până acum v-ați expus viața la televizor. Eu nu sunt o persoană publică. Ești soția lui Radu Mazăre. Sunt soția lui Radu Mazăre, sunt o fată ca oricare alta, nu sunt o persoană publică. Iar situația prin care se trece, cu nedreptatea în care el se află, nu este o situație plăcută. Asta v-a umbrit vouă acum evenimentul. Este firesc și normal. Nu cred că dumneavoastră, dacă ați fi în situația mea, ați fi... Pentru publicul nostru și... Acest moment pentru voi? Poftim? A fost cu siguranță o bucurie pentru voi. Cât te poți bucura? Roxana, pentru publicul nostru și pentru că am stat după voi și vrem să ne faci și noi treaba, ne poți arăta și nouă, te rugăm tare mult, certificatul? Certificatul este un certificat ca oricare alt certificat de căsătorie. Știu că urmează acum un beneficiu al deținuților, să petreceți împreună 48 de ore. Da, vom vedea cum se stabilește. Numele de căsătorie care este? Nu-l știți? S-a lăsat cu lacrimi? Nu. Mulțumesc. Cum este Radu? Cum este Radu? V-am spus mai devreme, este supărat. Roxana, că asta e situația. Dacă spuneați că vă doriți să plecați la momentul. Am să plec, am să stabilesc, dar vă rog dați-mi voie. Roxana, ați servit ceva? N-am servit nimic, ce furse? Da, declarații așadar la penitenciarul Rahova, acolo unde vă spuneam că în urmă cu puțin timp Radu Mazăre s-a căsătorit cu Roxana. Roxana, destul de supărată totuși, iată, după această ceremonie, spunea soția, iată, deja a fostului primar al Constanței, că a fost un moment de suflet, cam asta a însemnat evenimentul de astăzi, un eveniment simplu, o ceremonie care a durat undeva la o și jumătate. Procedura, să știți că este ca în cazul unei vizite normale, nu au avut voie cu tort, nu au avut voie cu muzică, nu au avut voie cu preot, nimic în plus față de o vizită normală. Mergem mai